Prăbiți frați și surori, oaspeți ai casei Domnului, doresc în dimineața aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare din noi și Domnul să ne binecuvinteze. Să continue să dea o hrană potrivită pentru sufletul nostru și Domnul care poate să dea odihnă sufletului fiecăruia să o facă în dimineața aceasta. Domnul Iisus Hristos la un moment dat vorbea în Ioan capitolul 14 și spunea ucenicilor care erau întristați pentru că Domnul le-a spus că El trebuie să plece și Domnul spunea să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus. Și versetul 2 spunea, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Această făgăduință, prea iubiții mei, o spunea Domnul cu mai bine de 2000 de ani în urmă și Domnul n-a venit. Și de-a lungul vremurilor, biserica l-a așteptat și Domnul n-a venit. În dimineața aceasta, aș dori această nădejde vie să fie și să rămână în inima noastră. Domnul vine! La un moment dat, în biserica din Tesalonic, erau unii care își puneau problema aceasta. Ce va fi cu cei care au plecat? Ce va fi cu cei care s-au dus? Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a început să scrie. Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Iată versetul 15 ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, versetul 17, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Biserica trăiește în așteptarea răpirii. Chiar dacă va trebui să plecăm din lumea aceasta, noi trăim cu nădejdea și trebuie să o avem în inimile noastre că într-o zi Domnul va răpi biserica. Termenul răpire, dragii mei, înseamnă a lua cu sine, a lua ce este al Lui, ce este al Domnului. Și în această dimineață vreau să amintesc câțiva pași înspre ceasul răpirii, stări, atitudinea noastră în așteptarea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Din textul care l-am citit în această dimineață, prea iubiții mei, un moment deosebit, un moment special a rămas pe paginile Sfintei Scripturi. Un om al lui Dumnezeu, un om special care n-a gustat moartea și Domnul l-a luat și l-a răpit. Numele acestui om era Ilie. Cuvântul Domnului ne spune în versetul 1, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Drumul nostru spre ceasul răpirii începe totdeauna de la Gilgal. Știți ce înseamnă Gilgal în traducere biblică? Gilgal în traducere biblică, dragii mei, înseamnă prăbușire. Din prăbușire ne-a luat Domnul, din ruina păcatului, din groapa pieirii, din adâncul mocirlei. Eram străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar într-o zi Domnul ne-a luat din prăbușirea noastră și ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. Spunea Ioan, a venit Domnul ai săi, ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede numele Lui, le-a dat dreptul să se numească
copii ai lui Dumnezeu. Cărora le-a făcut făgăduința aceasta: eu mă duc, dar într-o zi mă voi întoarce după voi. Acei îngeri îmbrăcați în alb vorbeau cu ucenicii pe muntele Măslinilor și spunea: de ce vă uitați înspre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, în același fel va veni iarăși și vă va lua cu sine. Drumul spre ceasul răpirii începe de la Gilgal. Poate unii sunteți la Gilgal și din punct de vedere spiritual sunteți prăbușiți. Domnul în ziua de astăzi să ridice ce este în țărână și Domnul să-și proslăvească numele. Drumul nostru, preiubiții mei, cuvântul Domnului ne spune în versetul 2, Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a zis: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogărât la Betel. Drumul nostru spre ceasul răpirii, din momentul în care ai fost ridicat din prăbușire, trebuie să treci pe la Betel. Unii vor să evite Betel. Unii ar vrea răpire fără Betel. Unii ar vrea răpire fără cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Dar nu poți să fii răpit dacă n-ai trecut pe la Betel. Cuvântul Domnului ne spune în cartea Genesei, atunci când Iacob era un fugar, călătoria înspre Haran plecând din Berșeba, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte și a avut un vis. A visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și Domnul stătea deasupra ei. Și Domnul a zis: Iacov, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Și a făcut promisiuni deosebite pentru Iacov. Știți ce a spus Iacov dimineața când s-a trezit? Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și a pus numele acelui loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Drumul spre ceasul răpirii trece pe la Betel. Nu ocoliți Betelul, căutați totdeauna să fiți părtași atunci când biserica se adună la închinare, pentru că la Betel, cel care este aici și e deasupra și vorbește, de-a lungul vremurilor a rămas Domnul oștirilor, Domnul slavei. Aici e un loc înfricoșat, aici se coboară Domnul, aici Domnul schimbă inimile noastre, aici Domnul își proslăvește numele, că e casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu, pentru toate vremurile, trebuie să rămână un loc în care Domnul să-și proslăvească numele, mărit să fie numele Domnului. Un loc unde El să strălucească, un loc unde El să se arate, un loc unde El să fie glorificat și slăvit. Un loc unde cel mai puternic nume să fie numele Domnului oștirilor, mărit să fie numele Domnului. De câte ori am venit la casa lui Dumnezeu? Cu stările noastre, cu zdrobirea noastră, cu prăbușirea noastră, cu inimile noastre mâhnite. Casa Fodinioară. Vă duceți aminte Psalmul 73? Scria Asaf și spunea: m-am uitat la cei răi, cum le merge bine, cum au de toate. Și m-am întrebat, eu care te slujesc, care te caut, de ce, Doamne, mie nu merge ca celorlalți? Știți unde i s-a schimbat starea și a avut răspunsul? Spune: am vrut să înțeleg aceste lucruri, dar nu le-am priceput. Pentru că a fost un moment, versetul 17, Psalmul 73, în care am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu mi-a vorbit. Și acolo Dumnezeu mi-a schimbat inima. Și acolo Dumnezeu mi-a luat starea mea și mi-a înlocuit-o. Și ascultați, după ce a stat el în casa lui Dumnezeu, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu știu ce s-a predicat, nu știu ce slujbă a avut loc acolo, dar știu un lucru,
La un moment dat s-a uitat Asaf la el și a spus: Doamne, am vrut să înțeleg aceste lucruri, dar mintea mea nu le-a putut pricepe. Eu am ceva mai bun. Spunea el în versetul 23: Eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi tu mă vei primi în slavă, Doamne. Mă vei lua din lumea aceasta. Și spunea el în continuare: Făgăduinți și juruințe pe care le-a făcut, cât pentru mine, versetul 28, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Preiubiții mei, Betelul trebuie să rămână casa lui Dumnezeu. Betelul trebuie să rămână locul unde ne vorbește Dumnezeu. Betelul trebuie să fie locul unde Dumnezeu dă direcție clară celor care vin aici. Și mă rog din toată inima, locul acesta să fie plin de slava lui Dumnezeu și Domnul să-și proslăvească numele. Am întâlnit persoane care au venit în locul acesta și mi-au mărturisit și au spus: eram în spital, la spitalul oncologic, și eram bolnavă de cancer și eram în ultima stare, dar am venit în casa lui Dumnezeu și Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat și Domnul mi-a vindecat trupul meu. Și când m-am dus și mi-am refăcut iarăși analizele, au spus: Doamnă, sunteți vindecată de plin. Betelul, casa lui Dumnezeu, un loc al biruinței, un loc unde Dumnezeu schimbă întristarea în bucurie, un loc unde Dumnezeu vindecă trupul, dar dă odihnă și sufletului, mărit să fie numele Domnului. S-a supărat foarte tare Domnul. Nu s-a supărat când au venit păcătoșii. Nu s-a supărat când femeia aceea a venit și a dat buzna în casa lui Simon și avea numele de femeia păcătoasă. A iertat-o, dar s-a supărat când casa lui Dumnezeu n-a mai fost casa care trebuie să fie și a spus: voi din ea ați făcut o peșteră de tâlhari. Și s-a supărat Domnul foarte tare și a luat mesele schimbătorilor de bani și le-a aruncat. Dragii mei, mă rog din toată inima, casa aceasta să fie pentru toate vremurile casa lui Dumnezeu, un loc unde Domnul să-și pregătească biserica pentru răpire, un loc unde Domnul să dea putere bisericii lui și să o umple de Duhul Sfânt în vremurile acestea, mărit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului ne spune că ei nu s-au oprit la Betel și la un moment dat Ilie a zis lui Elisei, versetul 4, Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Drumul nostru, preiubiții mei, din punct de vedere spiritual, înspre ceasul răpirii, trece pe la Ierihon. Găsim în cartea omului lui Dumnezeu Iosua, la un moment dat, capitolul 2, când două iscoade trimise de Iosua să iscodească cetatea Ierihonului, ajung într-o casă, în casa unei femei cu numele Rahav. Și femeia aceasta ne arată cuvântul Domnului aici, pentru că aceste iscoade erau urmăriți de împăratul Ierihonului. I-a luat și a ascuns pe aceste iscoade pe acoperișul casei și au venit trimiși împăratului și s-a spus că aici în casa ta au venit doi evrei, noi trebuie să-i prindem. Și Rahav a spus: nu știu, nu-i cunosc, au plecat, s-au dus. Și cuvântul Domnului ne spune că femeia aceasta a spus următoarele cuvinte acestor iscoade: eu știu că Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Eu mai știu ceva, că Dumnezeul vostru vă dă cetatea aceasta Ierihonului în mâinile voastre. N-avem nicio șansă. Știți ce vă rog? Să aveți milă de mine și de familia mea. Atunci când Dumnezeu vă va da Ierihonul, să aveți milă de mine. Din punct de vedere
istoric se spune că Ierihonul era o cetate atât de întărită încât pe zidurile lui putea întoarce un car, atât de lat erau zidurile. Se spune că nu era posibil cu armele vremurilor de atunci să poți să nimicești zidurile acelei cetăți a Ierihonului. Rahab nu se uită nici la întăritura cetății, nu se uită nici la armata Ierihonului. Și Rahab își îndreaptă privirile spre Dumnezeul cel atotputernic, despre care o fi auzit ea vorbindu-se. Și cuvântul Domnului ne spune că bărbații aceia au spus: bine, noi te vom salva pe tine și pe cei din casa ta. Dar ascultați ce spune Rahab, dați-mi un semn de încredințare. Eu vreau o garanție a faptului că voi în ziua aceea mă veți lăsa cu viață. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Bărbații aceia i-au zis, versetul 17, Iosua 2, iată cum vom fi deslegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funea aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și toată familia tatălui tău. Leagă firul acesta cărămiziu la fereastră. Și noi când vom veni, ne vom uita după firul acesta cărămiziu. Și toți care vor fi în casa ta, Rahab, vor fi salvați. Se spune că aproximativ 3 săptămâni au trecut din momentul în care iscoadele s-au dus până în momentul când Domnul a dat cetatea Ierihonului în mâinile evreilor. Și Rahab se uita 3 săptămâni, în fiecare dimineață probabil, oare funea cărămizie mai este la fereastră? Pentru că acesta este semnul că în casa aceasta sunt ai mei și noi trebuie să fim salvați. Prea iubiții mei, drumul înspre ceasul răpirii trece pe la Ierihon, care înseamnă o încredere nezguduită în Domnul în care te-ai încrezut. De atâtea ori ne clătinăm, de atâtea ori când vine un val, cheamă alt val și ne clătinăm și ne întrebăm, oare Domnul mai este lângă noi? Oare Domnul mai are ceva cu noi? Oare faptul că am acest diagnostic nu m-a părăsit Domnul? Prea iubiții mei, spunea Domnul într-o împrejurare evreilor, Isaia capitolul 54, versetul 10, Israele, pot să se clatine dealurile și pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. El nu te-a părăsit, El nu te-a abandonat, El are milă de tine, că între tine și El este jertfa din Golgota, semnul încredințării, că rănile Lui suntem tămăduiți și El ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui, măriți să fie numele Domnului. Au venit evrei. Cuvântul Domnului ne spune, Iosua a dat porunca și a spus, nimeni să nu se atingă de casa lui Rahab. Ei toți trebuie să rămână în viață. S-o fi dus Rahab la tatăl ei, s-o fi dus la mama ei, la frații, la surorile ei și o fi spus, evrei aceștia au un Dumnezeu și Dumnezeul lor le dă cetatea în mâini. Veniți în casa mea și adăpostiți-vă aici. E un fir cărămiziu care e jurământul între mine și între evrei și noi vom rămâne în viață. Și au venit. Și atunci când s-au auzit țipete și atunci când era atâta durere în Ierihon, în casa lui Rahab era viață, că s-a încrezut în Dumnezeul cel atotputernic. Preobiții mei, Ierihon înseamnă încredere nezclintită. Chiar când zidurile sunt mari, chiar când ți se pare că din punct de vedere omenesc nu se mai poate face nimic, vă aduceți aminte cum au căzut zidurile Ierihonului? După 7 zile au sunat din trâmbiță evreii și zidurile au căzut fără ajutorul unei mâini, că cel care dă zidurile la o parte e viu și astăzi, e Domnul oștirilor. Mărire Lui, mărire Lui!
dacă cineva în ziua de astăzi, în dimineața aceasta, s-a clătinat, poate știu eu, o veste, un gând, o încercare, drumul înspre ceasul răpirii trebuie să treacă pe la Erihon, care înseamnă o încredere nezguduită că Domnul te iubește și te-a purtat și vrea să te poarte pe brațele Lui, mărit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului continuă și spune, la un moment dat, Ilie îi spune lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și și-au văzut amândoi de drum. 50 de ili dintre fiii prorocilor s-au oprit și stăteau în fața lor pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, versetul 8, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Drumul înspre ceasul răpirii trebuie să treacă pe la Iordan, care din punct de vedere spiritual, prea iubiții mei, pentru noi ca biserică, nu înseamnă altceva decât momentul în care vezi slava lui Dumnezeu. Mă gândeam, Iordanul acesta, apa aceasta pe care am vizitat-o când am vizitat Israelul împreună cu mai mulți frați de aici, de atâtea ori a fost locul unde Dumnezeu și-a arătat slava. De exemplu, când evreii trebuiau să treacă în țara Canaanului, problema era Iordanul, dincolo de Iordan. Aceasta era speranța, acesta era scopul lor, dincolo de Iordan. Dincolo de Iordan era țara promisă, dincolo de Iordan era Canaanul ceresc. Și Domnul a dat Iordanul la o parte și Iosua împreună cu poporul lui Dumnezeu au trecut ca și pe uscat. De atâtea ori, poate unii dintre noi am auzit de un Dumnezeu al minunilor doar din poveștile părinților. Cum Gedeon își punea întrebarea odinioară, când a venit îngerul Domnului și a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon nu se mulțumește să spune mulțumesc. O, ce mă bucur! A spus, eu am o problemă. Eu am o întrebare. Chiar două. Unu, unde este Dumnezeul părinților? Despre care părinții noștri ne vorbeau că ne-a scos din țara Egiptului. Și a doua întrebare, unde sunt minunile acelea pe care ni le povesteau părinții noștri? Și Domnul îi spune, Gedeon, tu vei vedea minunile, dar du-te cu puterea care o ai și izbăvește pe Israel de sub mâna lui Madian. Prea iubiții mei, biserica trebuie să știe că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care odinioară a dat Iordanul la o parte, un Dumnezeu care odinioară a dat Marea Roșie la o parte, dar un Dumnezeu care a vindecat și avem mărturii clare că Dumnezeu e Dumnezeul minunilor, mărit să fie numele Domnului. Din punct de vedere spiritual, Iordanul mai înseamnă ceva, un loc unde atunci când te întâlnești cu Domnul, te prăbușești și zvestarea reală în care ești. Vă aduceți aminte când a venit în Aman și s-a cufundat de 7 ori în Iordan? Când a ieșit afară din apa Iordanului, primul lucru care l-a rostit a fost următorul. Cunosc acum că nu este Dumnezeu pe întreg pământul decât aici în Israel. Știți ce s-a întâmplat? În apa Iordanului s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a vorbit personal. Mă rog din toată inima, Domnul, să binecuvinteze biserica cu minuni dumnezeiești, să cunoască biserica că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Dar, întrebarea care se pune, este întrebarea pe care a rostit-o Elisei. Ne spune cuvântul Domnului, cum mergeau ei, pune o întrebare, Ilie, ce vrei să îți fac, să-ți dau înainte ca să fiu răpit de la tine? Și atunci când urmesc pași aceștia, de la Gilgal, prăbușire, ridicare, Betel, casa lui Dumnezeu, urmează Ierihonul, locul unde mă încred neclintit și rămân neclintit, ancorat în făgăduințele Domnului, Iordanul unde văd slava lui Dumnezeu. Ascultați, când trăiești neprihănirea,
Și când trăiești starea spirituală la nivelul acesta, vei dori totdeauna lucrurile de sus. Ce vrei? Putea să spună, nu ți-au mai rămas ceva bani? Nu mai ai ceva? A spus, știi ce te rog? Vreau să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Tu pleci, eu rămân. Lângă tine aveam garanția și siguranța. Eram cumva în spatele tău, Ilie. Acum tu pleci, Domnul te ia, rămân singur. Dar vreau să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Și a spus Ilie, dacă mă vei vedea când mă va răpi Domnul, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu. Și vine carul de foc, cai de foc îl iau pe Ilie și la un moment dat ceva se cobora din cer, era tot mai mic și la un moment dat s-a făcut tot mai mare și a ajuns jos. Era mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie și spune cuvântul Domnului, a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie, s-a oprit pe malul Iordanului și a pus întrebarea, unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și-a lovit apele cu ea și apele s-au despărțit și Elisei a trecut ca și pe uscat. Întrebarea vremurilor noastre, unde-i Domnul? Unde sunt minunile Lui? Unde este puterea de altă dată? Frații mei, Domnul este același ieri și azi și în veci. Știți care e problema? Nu mai suntem dispuși să luăm mantaua de jos. Știți că și în dimineața aceasta m-am uitat la balcon și am văzut pe unii stați liniștiți când ar trebui să luați mantaua slujirii, să veniți să cântați în cor, să veniți să țineți mâinile ridicate. Nu, cu multe zile în urmă m-am întâlnit cu o persoană care cântă în cor și am spus, dar cum de ați venit la cor? Și a spus, eram la balcon și m-a mustrat conștiința. Spunea, eu stau liniștit aici și frații mei cântă și laudă pe Domnul și am venit și eu în cor. Vrem răpire, vrem să plecăm, dar nu suntem dispuși să luăm mantaua. Mantaua slujirii, mantaua aceea care atunci când o iei, ești legat de cer, de împărăție. Mantaua smereniei, mantaua pocăinței. Mantaua căinței, câte nu avem să luăm? Și când fiecare vom lua mantaua care ne lipsește și care avem nevoie de ea, începând de la pocăință, smerenie, căință, trăire în neprihănire, slujire înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi acela care își va proslăvi numele și Dumnezeu va fi acela care atunci când vom pleca, chiar dacă va trebui să fim îngropat să murim și trupul nostru să fie coborât în țărână. Biserica așteaptă un ceas, un ceas al răpirii, un ceas în care trâmbița va suna și cei morți vor învia nesupuși putrezirii. Va fi ziua glorioasă când ne vom întâlni cu cei dragi, când va începe sărbătoarea, când vom fi pururea cu Domnul. Și încheia Apostolul Pavel, mângâiați-vă cu aceste cuvinte, să fie în voi și când le rostiți, aceste cuvinte să aducă mângâiere, mângâiere că într-o zi ne vom întâlni cu cei dragi, dar mai mult decât atât, ne vom întâlni cu Domnul și vom fi pururea cu El. Aici trăim momente glorioase, deosebite, e un crâmpei, o parte din ce va fi atunci, dar până atunci doresc din toată inima Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să rămânem credincioși până la capăt. Amin. Vă invit să vă ridicați, prea iubiții mei, și haideți în scopul acesta să facem o rugăciune. Dacă poate hainele noastre nu mai sunt albe, dacă poate nu mai suntem la înălțimea chemării Domnului, dacă poate nu mai suntem legați de cer, să facem o rugăciune și să rugăm pe Domnul să ne dea putere, să stăm în așteptare, să trăim frumos ca în timpul zilei și în ziua când Domnul va veni să ne ia cu sine în slavă. Amin. Ne rugăm cu toți.